Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Tema serii este o întrebare pentru fiecare dintre noi, și anume dacă suntem pregătiți să-L întâmpinăm pe Domnul, iar textul pe care urmează să-L citesc ne ajută ca să găsim răspunsuri la această întrebare. Să ne verificăm. Matei 25, începând cu versetul 1. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și-au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, că-și ni se sting candelele. Cele înțelepte le-a răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă rog să vă reașezați în prezența Domnului și să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. Iubiții Domnului, când vom pleca din locul acesta, să presupunem că un copilaș care se joacă cu un pistol de apă, la un moment dat ne stropește așa printre poartă, nici nu știi de unde vine. Poate că apa asta să ajunge și pe haine. Nu te superi prea tare, dar probabil că mintea ta îți vei spune: ce copil obraznic, sau poate ce copil, mai ușor, ce copil jucăuș. Dacă cineva te-a stropi cu un pistol în care este ulei, atunci supărarea e mai mare, nu? Zice cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 92 cu versetul 10: dar tu mie îmi dai puterea bivolului și mai uns cu un de lemn proaspăt. Dragii mei, în momentul în care suntem unși pe hainele noastre cu un ulei, pata aceea rămâne mai mult. De fapt, dragilor, dacă vrem să avem ceva de durată în viața noastră, știi că apa se usucă imediat. Dacă vrem ceva să rămână în urma noastră, dacă vrem să avem greutate și dacă vrem să avem ceva care durează în viața noastră ca slujire, atunci trebuie să fim unși cu puterea Duhului Sfânt. Iubiții Domnului, sunt unii oameni astăzi, cineva făcea o statistică, spune așa, că dacă Duhul Sfânt la un moment dat ar pleca din biserici, și referirea nu-i la biserica aceasta, la modul general, probabil că absolut 70% dintre credincioși nici măcar n-ar simți, n-ar sesiza treaba asta. Sau poate 50-60% dintre cei ce predică cuvântul lui Dumnezeu, probabil dacă s-ar lua, nu știu, pentru o lună, pentru jumătate de an, n-ar mai fi acces la internet deloc, probabil că ei ar fi într-o cădere liberă. Într-o cădere liberă la un alt nivel. Pentru că, dragilor, putem să împrumutăm citate și o facem și nu-i rău că fac, nu condamn pe cineva care face lucruri. Mai luăm câte o idee, mai ne inspirăm și din alte părți, dar ungerea cuiva nu o poți lua. De aceea uneori Evanghelia parcă nu e Evanghelie între noi, de aceea uneori plecăm cu o idee extraordinară despre cineva care a predicat și zicem: bun vorbitor. Și nu plecăm de aici amarcați, nu plecăm de aici nici deranjați, nu plecăm din locul acesta nici transformați. Fiecare dintre noi avem ungerea noastră. Existau oameni mai de mult, și știți dumneavoastră care sunteți mai în vârstă decât noi, oameni care cântau spre gloria lui Dumnezeu, n-aveau 4-5 măsuri, nu-i rău că avem lucrurile astea. Nu-i rău că avem educație muzicală și altfel de educație, dar oamenii aceia nu știau prea multe, cântau pentru gloria lui Dumnezeu, iar gloria lui Dumnezeu se cobora în adunare. Au fost oameni care n-au avut acces la informații așa cum am avut noi, dar, dragilor, atunci când predicau, spuneau acele lucruri pe care dacă le-am auzit noi astăzi, ce simplu predicau oamenii aceia, simplu, dar însoțea Dumnezeu.
Iubiții Domnului, suntem astăzi în prezența lui Dumnezeu, noi cei care ar trebui să iubim rugăciunea, pentru că atunci căutăm ungerea lui Dumnezeu. Mai de mult oamenii ajungeau înainte de ora 9, știți de ce? Nu pentru ca să întâlneam, mă duc mai repede, mai vorbesc, mai întreb de afaceri, cum mai merge, poate îmi dă careva un pont ca să meargă și mie mai bine, nu. Oamenii veneau, deși seara se-ți rugaseră până târziu, ailaltă zi, dis de dimineață, erau la biserică și oamenii, știți, a prins vremurile acelea, până când începea slujba, se rugau. O, mă rog din toată inima că în această seară, prima lucrare pe care o face Dumnezeu cu noi să fie una de sensibilizare și să primim cu toții mesajul lui Dumnezeu. Uitați-vă la cele din pilda aceasta, la fecioarele înțelepte, la cele nechipzuite. Ne zice Biblia despre ele că toate au trăit în aceleași timpuri, în aceleași vremuri. Că noi, știți, vine câte unul din străinătate, mă bucur și eu de cei ce au venit, pe unii nu-i cunosc, dar mă bucur că au fost anunțați. Dar cineva venea de mult din străinătate și când ajungea acasă îi spunea, ai un îndemn. Frate, tu nu știi de unde vin eu. Deci eu am fost în iad. Nu mă pune, nu pot să dau, că eu am fost în iad. Deci întotdeauna când îl vedeam, așa cum fratele păstor v-a văzut în seara asta, știam, cu tare vine din iad. Dragilor, nu știu unde vă desfășurați activitatea, nu știu unde munciți, nu știu, dragilor, în ce context vă aflați, ce vecini aveți, dar trăim aceleași vremuri, unde ne plângem, eu sunt mai nervos, ce să faci cu mine, ălălaltul e în altfel, dragilor, trăim aceleași vremuri și pentru vremurile în care trăim noi, există între noi unul care are putere suficientă în Duhul Sfânt ca să ne dea fiecăruia dintre noi ca să biruim totul. Ele trăiau în aceeași perioadă, aveau aceeași oportunitate. Că dacă te uiți în Vechiul Testament, ne zice cuvântul lui Dumnezeu despre cei ce au trăit perioada vechi testamentară, că ei n-au prins lucrurile și nu s-au bucurat de lucrurile de care ne bucurăm noi, doar le-au urat de bine, le-au făcut cu mâna de la distanță. Asta înseamnă să ai oportunitate. Și noi avem acum oportunitate deosebită. Ne uităm, dragilor, la timpurile pe care le trăim și dacă aș citi un capitol mai înainte, în capitolul 24, veți vedea, dragilor, că suntem în vremurile alea biblice, ale capitolului 24, când auzim vești de războaie, auzim de cutremure, auzim, dragii mei, de tot felul de alianțe. Și mai ne zice cuvântul lui Dumnezeu și că în vremurile din urmă se vor ivi mulți proroci mincinoși. O, dragilor, nu ne bucurăm de treaba asta. Noi suntem în casa lui Dumnezeu și suntem plini de dorință ca Dumnezeu să ne mai vorbească. Și vrem să ne rugăm și în seara aceasta ca Dumnezeu să ridice oameni care să fie unși de puterea lui Dumnezeu. Când zice Dumnezeu ceva să se împlinească, când ne spune ce Dumnezeu ceva aici la adunare, să fim consolidați, când ne vorbește Dumnezeu, să căpătăm luciditate, nu să mergem în doi peri de aici, să nu știm ce a vrut să zică Dumnezeu. Aveți nevoie de o astfel de ungere? Numai cu ungerea asta vom putea să întâmpinăm pe Domnul în ziua aceea. Căutați ungerea aceasta. Vă rog din toată inima, răspundeți-vă fiecare dintre dumneavoastră. Spuneți lucrurile astea și întrebați în casele dumneavoastră. Avem oare ungerea? Trăim vremuri în care parcă ți-e rușine să te rogi lângă partenerul de viață. De ce? Pentru că nu mai ai ungerea. Sunt momente în care parcă nici în familiile noastre, propriile noastre familii, nu mai prinde cuvântul lui Dumnezeu. Ce vă spun dumneavoastră, spun și familiei mele. Uneori am impresia că oamenii stau prea indiferenți. Ori indiferență nu ai decât datorită faptului că n-ai ungere. Cum să fie duminică și să fii, înțeleg, o dată într-un an o vacanță? Dar ne-am prea obișnuit, ne scuzăm, nu pot să vin, sunt în vacanță. Și îmi pun întrebarea, oare nu cade carnea de pe noi în momentul în care știm că din nou e duminică și n-am fost la casa lui Dumnezeu? Din nou e duminică și a doua și a treia duminică după cina Domnului și tot n-am reușit să vinem. Apărem, dispărem. Oamenii aceștia nu sunt gata ca să-L întâmpine pe Domnul. Rugăciunea mea înaintea Domnului Iisus Hristos este aceasta. Doamne, în seara aceasta dă-ne o ungere proaspătă. Ocupă-te, Doamne, stai în dreptul fiecăruia. Treci de la inimă la inimă. Îmbracă poporul Tău cu putere, Doamne. Și toți din locul acesta să fie revitalizați. Pentru gloria numelui Tău. Mărit să fie Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei, când te uiți la fecioarele acestea, toate aveau același aspect. Toate arătau la fel.
Nu vă spun unde. Am fost plecat într-un alt județ. Nu o să vă spun unde. Și a venit un grup de tineri, pentru că era un fel de întâlnire de tineret la programul bisericii și la un moment dat m-am minunat, nu că am detestat, am apreciat într-un fel. Toate fetele care au venit dintr-o altă biserică, toate aveau baticul legat în față. Toate arătau la fel. Numai când m-am uitat eu așa de la amvon cu fratele păstor cu care eram acolo, știți, baticul era în față, dar aici în spate era numai așa. Aici pus și care avea un pic de coc, era pus pe coc aici. Știți, și atunci, Doamne, n-am vrut să judec. După ce am stat la masă, i-am felicitat pentru faptul că ascultă de biserică, așa e la ei. Dar uneori, știți, pentru faptul că arătăm la fel, credem că vom ajunge acolo. Domnule, cum există o diferență? Nu se pune. Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Aspectul era același, portul era același, toate aveau castitate, toate nece cuvântul lui Dumnezeu că erau fecioare și totuși cinci n-au atins primul nivel. Primul nivel pe care îl prezint în seara aceasta, nivelul de umplere și reumplere. Că e important ce vă spun eu acum, de umplere și reumplere. Știți cum am văzut că sunt unii când vin la stăruință? Cu dorința asta ca Dumnezeu să le rezolve problema. Ca și cum te duci pe nu știu unde la domn primar, rezolvă-mă domn primar și pe mine. Și după ce a trecut treaba asta, gata, întreb la stăruință, cine a fost botezat? Tu ești botezat? Eu sunt rezolvat, zice, am auzit pe mulți zicând așa. Eu am fost anul trecut rezolvat. Că noi credem că Domnul trebuie să ne rezolve botezându-ne cu Duhul Sfânt. Nu! Domnul trebuie să ne transforme. Mai este câte una, vezi frate Popele, ai zis despre mine că sunt așa, dar uite exact așa cum sunt eu, m-o botezat. Zic, nu, tu nu te vezi încă pentru că n-ai fost la oglindă. Despre ce e vorba? Toată, zic, uite, ești neagră pe față. Știi? Deci am venit cu genele alea care nu-ți plăcea, nu, zic, toată ești neagră pe față. N-ai fost încă la oglindă, nu te-a botezat Dumnezeu așa cum ai crezut tu. Ce să mai zicem, dragilor, că sunt persoane care renunță la sprâncene, dar acum nu vreau eu să vorbesc despre lucrurile astea, așa mă îndeamnă Domnul deodată. Nu știu, nu mai au sprâncene, le trasează. Deci că e teren de fotbal fruntea lor, știi, trebuie trasate, renunțăm la ceea ce ne-a dat Dumnezeu și trasăm. Ca nu mai spunem că vorbim de gene false. Păi dacă vii la stăruință cu gene false, nu te botează Dumnezeu până nu plângi de să dezlipesc calea și cad acolo jos. Pentru că Dumnezeu nu s-a schimbat, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. E același, părerile noastre despre Dumnezeu se schimbă, ideile noastre despre Dumnezeu, percepțiile noastre despre Dumnezeu. Dar El rămâne același, binecuvântat să-i fie numele. Și pretențiile Lui la noi sunt aceleași. Slăvit să fie Dumnezeu. Reumplere. Când trebuie, dacă pot să spun accesată, și zic accesată pentru că e pusă la dispoziția noastră și umplerea și reumplerea. Când trebuie cerută reumplerea cu Duhul Sfânt? Dumneavoastră ce ziceți? Când trebuie? Tocmai în momentul în care ai fost umplut, trebuie să fii decis ca dacă vei greși ceva, cât uși de puțin, să-i cer lui Dumnezeu reumplerea. Dumneavoastră n-ați văzut că noi uneori, chiar dacă se predică aici, chiar dacă un proroc vine când e cina lui Dumnezeu, noi nu putem, dragilor, să primim confirmare din partea Domnului decât în momentul în care ne cercetează El personal. Și în momentul în care ne-am cerut iertare, imediat suntem reumpluți. Nimeni nu va spune vreodată că bea apă atunci când s-a dezidratat. Eu nu beau apă până nu mă dezidratez. Este cineva așa, aici, care spune? Da? Niciodată nu vei lăsa rezervorul la mașină să scadă rezervorul. Radiatorul la mașină, scadă apa, să scadă, n-ajungi până acolo, că se gripează motorul. Trebuie tot să completezi, așa e și la noi, dragilor. Există falsa impresie că Dumnezeu se uită că mai avem puțin un de lemn și nu este așa. Vreau să vă spun că ungerea pe care o primim din partea lui Dumnezeu nu seacă, nu scade, este imaterială. Ea nu te lasă să sezi spiritual, să ajungi până acolo, de ți să se vadă albia. Dumnezeu te umple, ea vine instant când o ceri și te-a curățit sângele lui Iisus Hristos, iar când ai păcătuit, pleacă deodată.
Și ai rămas fără ungerea lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, fapte 2, de umplere. Dar nu zice cuvântul lui Dumnezeu că până în fapte, pe acolo, capitolul 4, versetul 31, nu zice că erau nepăsători, au primit o ungere și încă nu s-au uscat, încă mai aveau ceva unde lemn. Zice cuvântul lui Dumnezeu că deja ceruseră umplerea din partea lui Dumnezeu. Domnul să ne umple pe fiecare. Apoi, dragilor, trebuie să învățăm că există o singură măsură în care Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt. Știți care e? Dumnezeu nu zice, la ăsta îi dau mai puțin, că și așa nu poate duce mult. Cu tăruia, cu tare nu-i dau nu știu cât, că omul ăsta n-are nevoie să descurcă cu un pic. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 3, cu versetul 34. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsura. Te bucur de treaba asta. Toți cât sunteți aici, sunteți la o decizie, distanță de a primi plinătatea Duhului Sfânt. Dumnezeu nu știe altcumva. Nu suntem ca și când mergem la benzinărie. Bași de 50 de lei, de 100 de lei, când ajungi acolo se plătește, să uită vânzătorul pe fereastră să vadă, nu cumva ai ajuns cu motoreta. Nu cumva ești cu sticla să cumperi pentru motocositoare. Dragilor, Dumnezeu întotdeauna ne dă plinul și când te umple Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu ești motoretă, ești tank. Ești blindat, nu există armă făurită care să zdobească blindajul tău, nu există săgeată arzătoare care să te străpungă. Dar în momentul în care nu ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și o înțepătură de țânțar te poate străpunge. De aceea, dragilor, dacă vrem să ne echipăm, dacă vrem să ne facem de nezdruncinat pe calea aceasta, atunci alegeți în seara aceasta să vă umple Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Alegeți, cereți, căutați. Știu că vă doriți oameni care să fie unși de puterea Duhului Sfânt când cântă, dar rugați-vă, cereți ungerea lui Dumnezeu. Știu că vă doriți oameni care să fie înaintea dumneavoastră și când predică să fie unși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar rugați-vă, dar rugați-vă pentru asta, cereți lucrul ăsta și să cerem și noi care slujim lui Dumnezeu. Avem obligația aceasta, dragii mei. Avem obligația aceasta. Dragilor, în zilele acestea avem la nivel așa mondial de a face cu o biserică ce parcă a adormit. Și zice, Doamne, nu ne vorbi de rău, noi n-am adormit. Dragilor, am observat în biserici că dacă păstrezi liniștea, adormitul deșteptat prea târziu să leagă de tine, tu ești de vină că tu ai făcut liniștea în biserică. Dacă este zgomot, unul se roagă, altul plânge, altul la un moment dat bate din palme, îi cercetat pentru că îi vindecat. Iar nu-i bine, ne-ai stricat somnul. Și îmi pun întrebarea, când suntem mulțumiți, oameni buni? Când ajungem să fim mulțumiți? Uitați-vă, dragii mei, la ele, aveau aspectul, aveau portul, aveau castitatea, dar 5 dintre ele n-au atins cel de-al doilea nivel, și anume nivelul de entuziasm. Nivelul de entuziasm. Dragilor, să știți că Dumnezeu se uită cât de entuziasmați suntem noi și cât de mulțumitori, de bucuroși și poate chiar de plânși. Că trebuie și să ne bucurăm, trebuie și să plângem. Vezi, dacă eu fac așa, uite, nu înseamnă neapărat că am plâns. Poate v-am spus, nu? Că odată cineva a scos într-o biserică unde slujam la cina Domnului un șervețel așa mare și s-o șters prima dată la ochi cu el. Și după aia de acolo scos o bucată de ciocolată băgată în gură, așa a rămas forma aici, știi, că o ținea pătrat așa. Cred că a luat 3 pătrățele deodată, așa au rămas. Uite cum e bateria aia acolo, așa, cu pătrate. Știi? Asta nu înseamnă că am plâns. Dumnezeu vrea să avem entuziasm când suntem aici. Știți, am observat o diferență. M-am uitat la o întâlnire din asta creștină pe un stadion din București, toți cu telefoanele în sus. După aceea mi-a trimis unul din Coreea de Sud, un frate păstor, o imagine de acolo când erau ei la închinare, aveau și ei o manifestare publică, tot pe un stadion. Toți erau cu mâinile sus. Când ești cu mâinile în sus, normal că atunci ai vorba de ungerea lui Dumnezeu. Când ești cu telefonul, știți că am ajuns în unele biserici, poate nu așa supărători în anunțurile noastre, dar cumva așa, mai subtil, mai mascat. Să spunem ceva ca să-i mai oprim pe oameni, că s-au obișnuit, nu rezistă nici măcar la biserică și să mulțumesc că au
nu ungere, că au semnal și că pot să mai uite din când în când și pe telefon. Dragilor, noi stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară și vreau, dragilor, să înțelegem că atunci când venim în fața Domnului, trebuie să avem entuziasm și entuziasmul se vede. Nu scureți unghia, nu liniezi. Într-una din biserici unde slujesc toate băncile, mă gândesc, mă, dar ce unghie tare are. Cred că în timp ce predic eu, liniază banca, uite așa, și noi după aia dăm cu șmic, chit trebuie să băgăm acolo. Unde-i entuziasmul? Unde ne este entuziasmul? Trebuie să vadă pe fețele noastre că avem, dragilor, entuziasm, pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu că toate au ațipit, toate au adormit și vreau să vă spun că lucrul ăsta nu pare un lucru bun, nu? Chiar dacă îl găsim scris în Biblie despre unele care au intrat în odaia de nuntă. Zice că toate au ațipit și toate au adormit. Dar există totuși o diferență. Știți că există între cele 10, 5, între cele 5 și celelalte, există o diferență. Știți care? Mă ascultați, știți care e diferența? Că vorbesc despre entuziasmul pe care dumneavoastră trebuie să-l aveți. Știți care e diferența? Toate au adormit. Au ațipit și au adormit. V-ar place să spună despre biserica noastră? Mie nu mi-ar place, zică cineva. Auzi, am fost la ei. S-aud eu așa indirect. La ora de rugăciune toți au ațipit. La predică după aia toți dormeau. Nu-i frumos, nu? Ei bine, dar unele au ajuns în odaia de nuntă. Zicem, care-i diferența? Știți care era diferența? În momentul în care toate s-au trezit, ne zice cuvântul lui Dumnezeu, și așa cred că este, cele înțelepte s-au trezit cu entuziasm. E adevărat sau nu? Celelalte au fost patetice, celelalte au fost fără apetit. Că sunt unii care trezesc duminică dimineața, nici nu știu că e duminică. Dar ce-i duminică azi? Dumneavoastră când vă treziți duminica, există așa un maxim de exuberanță față de celelalte zile din cursul săptămânii și mulțumesc, Doamne, că e duminică, abia aștept să mă duc să mă întâlnesc cu Tine. Trebuie, dragilor, să avem entuziasm. Când vine colecta, unii cască, alții găsesc alte preocupări, merg la baie. Când vine dragii mei, unde ne este entuziasmul? Dacă 5 lei pui acolo, să-i pui cu entuziasm și cu bucurie. Pentru că asta înseamnă să ai ungere din partea lui Dumnezeu. Știu, dragilor, că uneori ne este greu, dar vreau să vă spun, dragilor, că n-ar trebui să ne prângem cu greul nostru. De fapt, vreau să vă întreb ceva. Există cineva aici care, nu știu, în ultimele 6 luni a stat la spital? Și acum ai venit la biserică? Cine e aici care de o jumătate de an o stat numai pe patul de suferință și acum a venit la biserică? Este cineva? Este cineva aici care în ultimii 3 ani de zile a stat într-un ospiciu, a ajuns din cauza problemelor acolo, de-a vorbit cuvinte care nu-și mai au niciun rost și acum e în biserică? Este cineva? Dar vreau să vă spun că în momentele astea în care vorbesc cu dumneavoastră sunt oameni în spital care ar vrea să facă schimb de locuri cu tine dacă s-ar putea. Trăiește cu entuziasm momentele acestea. Sunt la azilul de bătrâni oameni care ar vrea să facă schimb cu tine și dacă ar fi ajuns aici, astăzi aveau entuziasm, erau plini de bucurie. Ori dacă nu-ți convine viața pe care o ai tu, pe care ți-a dat-o Dumnezeu, că zic unii, am o viață de 2 bani, frate, chiar mai urât de atâta zic, de 2 bani am, frate. Ei bine, dragilor, viața ta de 2 bani, dacă nu-ți convine, dă-i-o unuia dintre cei care se află acum la reanimare, dă-i-o lui și ia-o tupa lui dacă nu-ți convine viața asta. Eu vă întreb acum, se merită, dragilor, să trăim cu entuziasm? Se merită să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne! Vreau să vă spun că oamenii care sunt în pregătire, că și-au pregătit candelele, oamenii care sunt în pregătire ca să întâlnească pe Domnul, nu au timp să se plângă ori să se laude cu viața lor, nu au timp de așa ceva. N-ați văzut cum ajunge la mare, ca să nu zică să laude că am fost la mare, imediat scrie acolo, abladează-o post, bălăceală. Știi, cumva așa să spună mai subtil, să se laude. Sau și dacă faci zacuscă atunci, zacuscă, grătar,
De toate punem, ca să arătăm, dragii mei, omul care este într-un timp de pregătire, n-are timp să se plângă de viața lui, de doi bani, nici să se laude cu viața lui. De ce? Pentru că omul acela este în pregătire. N-ai timp să fii hater pe TikTok, n-ai timp să-i urmărești pe toți bloggerii ce scrie ei, n-ai timp să umbli cu bârfitorii sau să stai la colț de stradă cu ei, să bei o cafea în 7 ore, numai ca să auzi acolo, să faci dacă... Așa, dacă se poate, procesul etapei. Ceva de genul, ce-a fost duminică la biserică sau pe cine ai văzut? Nu! Omul care e în pregătire n-are timp, n-are timp să stea la vorbe nebunești, cum zice Biblia, și la întrebări din astea prostești. De ce? Pentru că el este în pregătire. Și te întreb în seara asta, ești într-un timp de pregătire? Te pregătești intens? Ești gata să te rogi? Întreabă-te și răspunde-ți înaintea lui Dumnezeu că alminter n-avem nicio șansă. N-avem nicio șansă, credeți-mă. Trebuie să fim într-o pregătire intensă înaintea lui Dumnezeu. Dragilor, știți, am citit undeva că un învățător la un moment dat a intrat în sala de clasă și pentru că acolo undeva era o fetiță care avea atâta gunoi în bancă, trebuia să cheme la un moment dat deratizarea. Și învățătorul, ca să stimuleze cumva fetița aceea să nu o supere, să nu-i spună direct, zice la un moment dat, data viitoare când o să mai vin la voi, el venea mai rar, nu era la fiecare oră cu ei, zice, dar nu vă spun când mai vin, o să vă aduc un premiu pentru cel care are cea mai curată bancă. Învățătorul ăsta a plecat, copiii din clasă care o să primească premiu. Dar ce credeți? Cea care avea cea mai mare mizerie acolo în bancă, i-a zis, eu vreau să primesc premiu. Și ei au început așa, cu hate-uri, să râdă de ea, să auzi, nu se poate așa ceva, tu n-ai cum, nicio șansă la tine. Nici vorbă. Dar i-au zis, micuța, auziți, în fiecare lună dimineața când vin la școală, îmi curăț banca. Și eu zic, până vineri, să faci iară mizerie la tine, nu trece o zi și mizerie. Că tu ești dezordonată, doar știm noi. Și atunci micuța au zis, bine, atunci în fiecare dimineață îmi fac curat. Și eu zic, și dacă vine după masa? Și atunci micuța au zis, voi păstra banca tot timpul curată. Da? Că noi am învățat astăzi că trebuie să veghem, că nu știm în ce ceas vine Domnul. Ești pregătit, asta trebuie să știm noi, dacă suntem pregătiți să-L întâmpinăm, că n-avem de unde să știm când va veni Domnul. Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în al treilea rând, despre aceste fecioare, că aveau același aspect, aveau același port, aveau castitate, dar 5 dintre ele n-au atins cel de-al treilea nivel. După ce am zis că n-aveau nivelul ăla de umplere, reumplere, n-aveau nivelul de entuziasm, în al treilea rând, n-au atins nivelul de transformare a ungerii. 5 dintre ele n-au atins nivelul de transformare a ungerii. De ce? Cum adică? Ce înseamnă asta? O să vă explic. Ori de câte ori vezi că Biblia vorbește despre un de lemn, să știi că vorbește despre ungere. Și pentru a transforma ungerea, adică uleiul, că asta înseamnă un de lemn, nu? Pentru a-l transforma în lumină, trebuie să existe un fitil care neapărat trebuie să fie îmbibat cu uleiul din vas. De aceea, dragilor, zice cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 42, cu versetul 3, trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde nu-l va stinge. Tu ești mucul, tu ești fitilul acela care transformă ungerea în lumină. Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Păi pentru ce să avem ungerea lui Dumnezeu dacă noi nu putem să luminăm? Eu sunt fitilul acela, da? Care transform ungerea pe care o primesc din partea lui Dumnezeu în lumină. Dragilor, simt în această seară că în încăperea aceasta sunt oameni care sunt pregătiți să lasă fitilul mai jos pentru ca să se îmbibe de prezența de uleiul Duhului Sfânt, ca să transforme ungerea aceasta în lumină. Simt că sunt persoane aici care nu mai vor să trăiască așa cum au trăit. Da, Dumnezeu ne mai și deranjează, dar Dumnezeu e prezent în după masa asta aici ca să pornească, să apese un buton, ca să dea un semnal de alarmă, să ne spună încă o dată, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Păi când auzim noi vestea asta, tresărăm, ce facem?
Tocmai am auzit vestea asta. Ce facem? Am auzit-o mai de multe ori. Iubiții Domnului, nu numai că trebuie să avem ungerea, să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar Biblia ne spune că va trebui, dragilor, să luăm și ulei suplimentar. Și ce înseamnă să ai ulei suplimentar în viața ta? Nu-i ca roata de rezervă a mașinii. Îmi iau, că cine știe dacă am nevoie. Domnul ne spune, cu siguranță veți avea nevoie. Știți că fecioarele acestea înțelepte și-au zis așa, dacă va fi să dureze toată noaptea, eu am un de lemn în plus. Dacă va fi să dureze și mâine și poimâine și încă o săptămână, eu rămân, pentru că am un de lemn. Dacă va fi să dureze un an, trei ani sau un deceniu, eu rămân, pentru că am un de lemn suficient, luat și rezervă. Rămân, dumneavoastră ziceți așa. În seara asta ești aici, în casa lui Dumnezeu, uite, îți vorbește Dumnezeu și spune, ești gata, ești pregătit să iei ungere din partea lui Dumnezeu? Chiar ești pregătit să iei ungere din partea lui Dumnezeu? Să mergi de aici, a căzut pe gânduri, să mergi contemplativ din locul acesta, să zici, Doamne Dumnezeule, câte zile au trecut, câte programe am pierdut și eu n-am primit ungerea, îți mulțumesc că n-ai venit chiar în timpul acesta și că ai avut milă de mine și îmi dai încă o dată oportunitatea. Rămân aici și vă mai întreb încă o dată, chiar ești pregătit să capeți ungere din partea lui Dumnezeu ca în zilele următoare, tu care ești doar un fitil? Să transformi ungerea lui Dumnezeu în lumină, chiar ești pregătit? Ești pregătit? Ce ți-ai dori mai mult, să te umpli de Duhul Sfânt sau să tac eu acum? Ar fi mai bine să tac, să închei? Uite, te întreabă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în această seară, chiar vrei să te umplu cu Duhul Sfânt? Chiar vrei să fii reumplut? Cum ai greșit ceva acum la reumplerea, frate? Nu lăsa așa, un deget, două, tot să scadă. De fapt, o pleca Domnul. Pentru că, dragilor, dacă un om n-are ungerea lui Dumnezeu, se întâmplă lucruri groaznice cu el. Uitați-vă, dacă o poartă scârție tare, înseamnă că n-are ungerea, nu? Și sună îngrozitor, scârție îngrozitor când n-are ungerea. Uitați-vă la un piston din blocul motor de la mașină, dacă n-are ungere, se prăpădește motorul ăla, se gripează. Uitați-vă la un genunchi a unui om, dacă n-are ungere, omul acela se atrofiază, genunchiul se atrofiază, închilozează. Iar inima omului, până și inima omului, dacă n-are ungerea, care să corespundă nivelul acela de grăsime în sânge, ca să vă spun așa, de colesterol bun, inima omului colapsează, știți? Că e rău să ai și colesterol mare, dar e rău să ai colesterol bun sub nivel. Când vei primi buletinul acela de analize, îți va scrie acolo că ești în pericol să faci infarct, că ai probleme, riști să faci miocardit și alte lucruri. Dragilor, avem nevoie astăzi, avem nevoie de ulei suplimentar. Biblia ne spune că pentru fiecare înțelept care există în biserică, există câte un nechipzuit. V-a spus vreodată problema așa? Pentru fiecare fecioară înțeleaptă exista câte o fecioară neînțeleaptă. Dăm din unde lemnul tău, dăm din unde lemnul tău. Pentru fiecare înțelept din biserică, pentru fiecare sfânt de aici, există câte unul care e neînțelept și există câte unul care te ispitește și vrea să te ducă și vrea să te atragă. Știți, cuvântul pentru nechipzuit în original este moros, din limba greacă, care înseamnă prostie ca valoare morală, nebunie ca valoare morală, stupiditate ca valoare morală, nechipzuință ca valoare morală și uimitor mai înseamnă ceva. Același cuvânt pe care îl găsim în textul acesta, eu l-am găsit tot moros. L-am găsit în Matei capitolul 5 cu versetul 13, unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre sarea care și-a pierdut gustul de a săra. Da, asta e omul care își neglijează sufletul. Omul care se gândește numai la vacanțe, omul care își face agenda după cum îi convine lui, nu după cum îi biserica, omul care nu-l interesează unde o fi duminică, numai să fie plecat. Omul care muncește de duminică dimineața nu-i mai bun să se ridice din pat, omul care întotdeauna joia mai are ceva de lucru, că trebuie să gate, omul acela care mai are și o grămadă de alte probleme pe care păstorii ei nu le au, că ei nu locuiesc tot în case. Ei când merg acasă intră într-un incubator și stau acolo, nu mănâncă, nu beau, n-aud, nu știu nimic.
Ies dimineața din incubator, vin la biserică să-ți țină predicile și după aceea din nou în incubator. Toți suntem oameni cu aceleași nevoi fiziologice, dragilor. Nu-ți neglija sufletul. Nu-ți neglija, mai ales nu te lua după cei care își neglijează sufletul și întotdeauna caută să te apropii de Dumnezeu și să trăiești plin de puterea Duhului Sfânt. Uitați-vă, dragilor, că niciodată n-am avut asemenea clădiri. Niciodată, dragilor, n-am avut atâtea oportunități ca astăzi. Niciodată n-am avut la îndemână atâta informație. Niciodată, dragilor, n-am putut să ne inspirăm aproape despre orice. Găsești absolut orice, aproape absolut orice pe Google. Uitați-vă, dragii mei, că fiecare dintre noi suntem expuși la educație la distanță de doar un click. Și totuși, dragilor, totuși, am ajuns să avem mai multă sclipire și mai puțină strălucire. Am ajuns să avem mai mult fum și mai puțină flacără. Am ajuns să avem minți mai agere, dar mai puțină ungere. Și fără ungere, viața noastră scârție rău și e o problemă cu noi. Iubiții Domnului, astăzi trebuie să mă apropii de încheiere spunându-vă un lucru, și anume că nu există ceva mai dureros decât regretul acela de pe urmă. Să știi că puteai să faci ceva pentru familia ta, să fi fost în familie mai altcumva, să fi luat serios. Dar nu există ceva mai dureros decât să fii serios, să devii serios în propria ta familie prea târziu. Există o altfel de durere, să-ți fi neglijat jobul pe care ți l-a dat Dumnezeu și la un moment dat să știi că trebuia să fii mult mai serios să apreciezi lucrul acela, dar poate acum e prea târziu. De asemenea, vreau să vă spun că nu există nimic mai dureros decât regretul de a deveni serios cu Dumnezeu prea târziu, când ușa s-a încheiat. A oprit 2-3 mașini când veneam în seara aceasta de la Zimand înaintea noastră și am zis, dacă au oprit ei, mergem înainte. Că unul era căzut, numai capul era pe asfalt, pe șosea, trupul era așa spre șanț. Și au oprit mașini înaintea noastră, am zis, mergem să ajungem la adunare. Dar s-ar putea ca la un moment dat tu, nu știu dacă mai ai pus să ieși din mașina ta că ți s-a făcut rău, poate acolo la volan, se poate întâmpla cu fiecare dintre noi. Oameni care au fost austeri, care n-au mâncat, predicatori pe care nu i-ai văzut niciodată la masă seara. Ziceam, cu ei cel mai ușor, că ăștia nu rămân. Știam noi despre ei și totuși au probleme cu inima. Pentru că, dragii mei, totul e relativ aici. Iar viitorul nostru ni-l cunoaște numai Dumnezeu. De aceea căutați să vă umpleți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să n-aveți parte de regrete. Dragilor, știți că cea mai mare pierdere a armatei americane a fost în Vietnam. Poate că va fi și în Rusia, nu știm. Dar s-au băgat și ei atunci ca să oprească expansiunea comunistă și au crezut că salvează Vietnamul de Sud și Asia de Sud ca să nu ajungă și partea aceea de lume comunistă. Până la urmă așa a ajuns și a trebuit să se retragă într-un mod rușinos. Știți ce? 58.000 de morți au lăsat americanii acolo. Dintre cei care au rămas în viață, 830.000 dintre ei suferă, care mai sunt în viață. Dar cei care au trăit și au supraviețuit războiului, 830.000 s-au confruntat cu sindromul de stres post-traumatic. Iar dintre aceștia, 110.000 s-au sinucis în urma ororilor pe care le-a văzut acolo în timpul războiului. Știți că americanii mergeau cu un avion sau cu mai multe avioane peste pădurile lor, peste jungla lor de acolo și dădeau cu anumite substanțe chimice, bineînțeles, ca frunzele să se usuce ca să poată să descopere inamicul. Sunt peste 500-600 de mii de copii care s-au născut cu malformații. Sunt o grămadă de oameni care s-au confruntat acolo cu cancere. Dar americanii, și n-am eu cu americanii ceva, vreau să vă spun așa statistic ceva, și-au dat seama de rău pe care l-au făcut prea târziu, că ei după aia au făcut testul să vadă cât de nociv este pentru ființa umană. Dragii mei, cel mai mare și mai dureros regret este acela de a deveni serios cu Dumnezeu prea târziu. Iubiților, dacă diavolul nu ne poate opri punându-se înaintea noastră și se pune, vă spun eu, de-a curmezișul să nu înaintăm, se dă în spatele nostru și ne împinge ca să mergem mai tare. Și când te împinge cineva și mergi mai tare decât trebuie cazi, asta vrea el să facă. De ce ne împinge de la spate? Pentru că își dorește să trece mai repede prin ele, prin tot ce înseamnă biserică. Anunțuri, cât dăm noi pe anunțuri?
Eventual așa să știm, dacă o fi o seară de veghe în care să ne vorbească Domnul, dacă o fi va evanghelizare și dacă o fi musafir ceva. Dacă ni se spune că luni e rugăciune, când ni se spune că joi e program, diavolul ne împinge de la spate, ca să cădem, să treceți repede prin ele, treceți mai repede prin ele, fără contemplare, fără efort, fără costuri, fără timp dedicat lui Dumnezeu, treceți prin ele, treceți prin ele repede. Atât vei avea din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cât va avea timp din tine Duhul Sfânt. Nu vei avea niciodată putere din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mai multă decât are Duhul Sfânt din tine un timp. Și acum vreau să vă întreb și voi încheia, dragilor, dumneavoastră vedeți vreo diferență între verbul a fi și alte verbe, cum ar fi a vorbi sau a predica? Vedeți vreo diferență? Nu vi se pare că verbul a fi pare așa static? Nu trebuie să faci nimic decât să fii. A vorbi, de exemplu, a predica presupune un oarecare efort. De ce vă spun treaba aceasta, dragilor? Pentru că Dumnezeu chiar vrea să fim. Și ce trebuie să facem noi decât să luăm o decizie? Să zicem, Doamne, umple-ne cu prezența Duhului Tău Sfânt. Efeseni 5, cu 18, a doua parte a versetului. Dimpotrivă, fiți. E greu? Dimpotrivă, fiți. Numai să alegeți. Fiți plini de Duh. Amin.